Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră Plus. Invitatul din această seară al emisiunii este domnul Oleg Tofilat, fost director al căilor ferate din Moldova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, cu o mică precizare, nu a căilor, dar la calea ferată, e la singular tot timpul, calea ferată, ferată din Moldova. Da. Da. Domnul Tofilat, noi am avut o discuție la câteva zile după ce v-ați anunțat demisia din funcție, v-am invitat atunci și ați spus că nu este cazul să veniți atât de devreme, aveți nevoie de un pic de timp să treacă ca să puteți veni și să discutăm despre situația din calea ferată, ce ați găsit acolo, ce ați lăsat. De ce se întâmplă că această instituție, una dintre cele mai mari în Moldova, ea este mereu într-o situație de iată, iată, moare. Și ce interese economice, financiare și de altă natură se rotesc în jurul acestei instituții. Astăzi sunteți gata să discutăm despre lucrurile astea? Da, și normal, dacă nu eram gata, nu avea să accept invitația, pentru care vă sunt foarte recunoscător. Și e normal că nu puteam să vin imediat după ce am anunțat demisia, pentru că un timp am asigurat interimatul, iar după asta cred că e normal ca succesorul meu să se preocupe de continuitatea operațiunilor, dar nu să gândească ce să mai discute prin etier despre întreprindere. Ok. Eu am să pornesc de la o declarație făcută nu de mult de ministrul infrastructurii, domnul Andrei Spânu, care v-a vizat pe dumneavoastră. A zis că domnul Tofilat a plecat atunci când compania avea restanțe la salarii pentru octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie, adică 4 luni. Mă așteptam că atunci când este mai greu să rămână, să pună umărul și să depășească situația, nu să plece. Deci cumva a lăsat să înțeleagă că v-ați speriat și ați plecat dintr-un soi de lașitate din această întreprindere. Cum a fost, de fapt? Eu nu sunt sigur că domnia s-a avut în vedere lașitate, eu nu știu, de speriat. În privința la datorii, corect spuse lunile, dar cu un mic detaliu că octombrie era achitat în proporție de, dacă nu mă înșel, 95%, deci era un ultim pas neachitat din octombrie. Apropo de când am plecat, nu s-a schimbat decalajul ăsta, cam așa și-a rămas. Adică 4 luni diferența. Cam așa ceva, acum se achită decembrie. Decembrie, dacă nu mă înșel, e achitat în proporție de vreo 75-80%. Iarăși, nu pot spune că urmăresc absolut atent acum tot ce se întâmplă. De ce ați plecat? Hai să spunem așa, dacă calea ferată nu ar achita 2 luni nimic salarii de azi înainte, atunci noi am ajunge cam la situația în care eu am venit în 2021, dacă vorbim despre lașitate și capacitatea de a asuma. Atunci când am venit, erau datoriile pe 5 luni jumătate, însă atunci, într-adevăr, nimeni nu credea că există vreo șansă de redresare. Atunci, apropo, nu era guvern, era 2 iunie 2021, încă o lună jumate până la alegeri, încă de fel nu era clar ce va fi după alegeri, când o fi guvern, când guvernul ăla va putea formula vreo poziție și întreprinde măsuri. Deci eu știam foarte bine că pot conta doar pe mine într-o situație foarte, foarte dificilă și iarăși puteam să-mi aleg ceva mult mai simplu. Deci pentru mine a fost cea mai interesantă probă de management. Eu nu cred că sunt multe cazuri, business case-uri de management mai interesante care pot să ți le asumi. Și eu n-am venit acolo cu vreo susținere politică sau cu altceva, eu pur și simplu am depus dosarul la concurs. Da? Eu am promovat concursul și eu știam unde plec și cum plec. Dar dumneavoastră ați promovat concursul în perioada guvernului Chicu. Nu. Era guvern în exercițiu, era domnul Aureliu Ciocoi, căruia eram consilier, dar hai să înțelegem. Întrebarea mea era alta. Cum credeți, până la urmă, dumneavoastră ați fost văzut de actuala guvernare, drept fiind mai degrabă
omul fostei guvernări în această funcție sau ați fost văzut ca un manager independent și bun? Deci cum ați simțit dumneavoastră atitudinea față de dumneavoastră, susținerea din partea instituțiilor de stat? În mare măsură, eu sunt în relații foarte bune cu practic cu toți. Da? Și din fosta guvernare, și din actuală. Să fiu deci nici măcar nu pot fi suspectat de vreo adeziune politică, pentru că eu am fost adică în precedentul guvern am fost consilier. Deci asta da. Nu este o funcție de răspundere. Consilierul e altceva. Dar e cumva un om de încredere, nu? Acela care te numește. Da, și mai mult eu chiar pot răspunde pentru orice activitate care am făcut-o de consiliere, dar nu cred că are sens. Eu nu pun la îndoială profesionalismul dumneavoastră, dar vreau să vă întreb cum ați fost perceput. Am avut relații destul de bune, la nivel personal și cred că și le-am și în continuare, la nivel de doctrine, viziuni profesionale, viziuni de politici, din păcate nu cred că tare ne-am înțeles, dar nu e problema cu actualii sau cu foștii guvernanți? Păi, practic... Deci alegerile parlamentare s-au întâmplat la o lună jumate după ce am venit la Calea Ferată. Vă întrebam acum, iată, în momentul în care ați plecat dumneavoastră din funcție, că așa încă n-am avem răspunsul, de ce ați plecat din această funcție? Ați plecat pentru că, ziceam, eu nu știu ce a avut în vedere domnul Spânu, dar eu când citesc aceste rânduri înțeleg că vă acuză de faptul că v-ați speriat și ați fugit. Dumneavoastră, de ce ați plecat? Eu am scris... De timpuri rele nu vă temeți. Eu nu mă tem. Mai ceva, eu nici de timpurile bune nu mă tem. Okay. Eu am scris absolut explicit pe pagina mea în rețelele sociale trei motive care m-au determinat să plec, foarte diplomatic la timpul meu, cam la vreo 10 zile după ce mi-am anunțat demisia. Deci, da, asta a fost absolut obiectiv și sincer. Acum, dacă putem deschide cărțile, să spunem mai mult. Da, hai să recapitulăm ce am scris atunci. Atunci am scris că avem divergențe foarte mari de opinie cu guvernarea. Eu nu spun de un ministru sau de prim-ministru, sau eu spun în genere de guvernare, pentru că asta ține și de parlament, de planificare pe termen lung, privind ce vrem noi de la sectorul feroviar. Reiterez, nu de la întreprindere de stat Calea Ferată, de la sectorul feroviar. Dacă guvernarea consideră, și guvernarea așa și consideră, că Calea Ferată e o întreprindere și trebuie să descurce cu resursele unei întreprinderi, atunci eu spun, băi, mă scuzați, dar găsiți-vă alt director, pentru că după mine asta e, mă iertați de expresie, tâmpenie. Chiar azi pot să-mi permit să fiu așa mai arogant și mai direct, pentru că altfel avea să spun că asta este incoerent cu practicile europene și prezintă riscuri considerabile Haideți de continuitate acțiunilor. Cum simțiți dumneavoastră și cum înțeleg oamenii de acasă. Nu, în discuțiile private sau semi-private, eu nu m-am rezervat în calificări. Deci eu am menționat că, dragi colegi, asta este o tâmpenie să crezi că sectorul feroviar poate să se rezume doar la finanțele care le generează. Asta este inept. Uh-huh. Dacă urmărim ce se întâmplă, de exemplu, în România, doar operatorul de infrastructură feroviară, CFR-SA de acolo, are anual 2 miliarde de RON de subvenții operaționale de la buget. Dumneavoastră nu vorbim de investiții. De ceva? Poftim? Dumneavoastră ați beneficiat. Ca să arăt cum e în România, operatorul care întreține infrastructura feroviară are o cifră de afaceri de circa 3 miliarde de roni pe an, din care 2 vin de la buget și 1 vin de la transport, de operatorii de transport feroviar. Dacă noi am raportat la rețeaua noastră, asta ar fi cam 200 de milioane de roni sau 800 de milioane de lei, ceea ce e aproape cât o cifră de afaceri la CFM. Mai mult, dacă noi am primit măcar 2% din ceea ce este în România, Calea Ferată nu ar fi avut astăzi nici zare de probleme. Deci trebuie să înțelegem că fără de alocări bugetare pentru întreținerea infrastructurii, sectorul ăsta nu are șanse. Asta e prima divergență, da? Hai să înțelegem ce așteptăm de la sector. A doua mare divergență este, oameni buni, hai să înțelegem ce înseamnă guvernanță corporativă la întreprinderile de stat. Cadrul normativ actual privind
achizițiile, locațiunea, vânzarea activelor neutilizate, casarea activelor, el este, nici n-aș spune tâmpit, el este criminal. Modul în care este aplicat de către funcționari, pentru că poate fi legea mai proastă, însă modul judicios de abordare, deci de interpretare, permite funcționarea normală a lucrurilor. Însă, din păcate, organele noastre interpretează în cel mai pervers mod prevederile foarte proaste ale legilor, în ce privește locațiunea și așa mai departe. Ce privește locațiunea, puteți vedea ce se întâmplă la aeroport, acum cu această locațiune care tot o consider... Da, haideți să vorbim despre aeroportul un pic mai târziu, da. Vreau să ne clarificăm. Așa, a treilea moment, deci încă o dată, prima... Viziunea asupra sectorului, doi, viziunea asupra guvernanței corporative, trei, activitatea organelor de anchetă și control, care pur și simplu nu că sabotează, ei se ocupă de diverse în privința întreprinderilor de stat. Și nu, eu, nu noi să vorbim o parte bună din emisiune despre acest al treilea punct. Hai să vin răspunsul de ce ați plecat. Deci cu ceva mai concret ar fi simplu. Problema cea mai mare, deci de ce eu am hotărât să îmi prezint demisia, pentru că ceea ce pot face, ceea ce este în puterile mele, instrumentele corporative nu erau suficiente pentru a gestiona situația. Eu nu pot să-i spun colectivului feroviar că noi avem o situație operațională foarte, foarte tristă, pentru că a scăzut cererea de mărfuri. Că chiar a scăzut strașnic începând cu noiembrie anul trecut. Din mai multe motive, absolut toate sunt exogene, ele nu depind de Calea Ferată și nici chiar de Moldova. Și nu pot să le spui oamenilor că, dragi colegi, pe următoarele 3 luni perspectivele noastre sunt foarte triste că veniturile vor fi cam la jumătate din cheltuieli, da? Rezerve de grăsime noi nu avem, avem o gaură în capitalul nostru, da. În fondul de rulment. De aceea, eu nu știu când noi să putem achita salariile și eu nu știu ce să vă spun. Da. Nu-i normal să spui așa, nu, da? Asta nu este bine nici ca management, nici ca și politic, da? Evident. Să taci tot nu poți, da? Și cu cine ați vorbit despre asta? Respectiv, din modalitățile corporative normale, când nu îți ajung mijloace circulante, primul lucru e creditarea bancară. Așa că, printre altele, soldul sau datoria față de sistemul bancar din Moldova, pe perioada cât am fost eu aproape 1000 de zile la CFM, a scăzut cam cu 100 de milioane. Deci puteați să luați credit. Da, și eram în discuții avansate cu băncile, cu unele bănci comerciale vis-a-vis de creditare, dar deoarece prin oraș au pornit zvonuri, alimentate, din câte am înțeles, de unii exponenți din conducerea țării, băncile mi-au propus hai să amânăm pe o lună, două. Zvonuri că de grabă la Calea Ferată o să fie un nou director, o doamnă și așa mai departe. Deci dumneavoastră deja depuseseți cererea de demisie? Nu, nu. Nici nu vă gândeați să o depuneți încă? Nu. Deci, încă înainte ca dumneavoastră să vă gândiți să depuneți, deja apăruseră zvonurile că urmează să plecați. Da. Erau zvonuri. Și că va veni o doamnă. Da. Știați și numele? Știam și numele, dar n-am să-l dau, pentru că eu niciodată n-am văzut probe concludente, au fost doar zvonuri. Cine din conducerea statului putea să scoate acestea? Nici asta nu cred că e normal ca să le spun, pentru că bun, e vorba de miniștri, înțeleg, dar era vorba ce ați auzit? Nu cred că merită. Oameni cu funcții foarte de răspundere. Chestiunea care, atunci când băncile îți spun hai să amânăm pe o lună, chiar dacă ei știu că asta e o chestiune urgentă. Și vă spun despre faptul că au auzit aceste zvonuri. Nu. Da? Nu. E un dialog ei foarte profesionist. Am înțeles. Da? Noi am avut tot timpul o înțelegere foarte bună cu bancherii. Atunci când a început războiul și a fost necesar de a restructura creditul pentru că sufeream de cash, am făcut-o într-o săptămână și chiar le mulțumesc foarte mult colegilor de la băncile comerciale. Dar respectiv poziția băncilor a fost hai să amânăm pe o lună și o să avem nevoie și de o poziție de susținere, un dialog și cu APP-ul și cu ministerul ca să înțelegem cum o să fie cadrul de politici pe anii următori, ce o să se întâmple, pentru că noi vorbim de o creditare pe câțiva ani de zile,
Respectiv, noi trebuie să înțelegem că să statul o să vină în ajutor dacă se întâmplă ceva cu întreprinderea. Da? Ceea ce pe mine mă face să înțeleg că băncile sunt îngrijorate de atare zvonuri. Și în cazul ăsta aveam de ales două lucruri. Ori să mă duc să bat în ușă, să spun dragi miniștri sau prim-miniștri sau cum o fi, ia că am auzit așa de zbonuri, nu vreți să facem o poză împreună că lucrăm și avem încredere unul în altul și tot o să fie bine? Sau mai simplu, scriu o cerere de demisie și dacă activitatea mea este cumva apreciată sau se consideră că este judicios să activez mai departe, dacă pot fi sunat pe acest dispozitiv, eu cu drag răspund nu numai miniștrilor și nu numai prim-miniștrilor și nu numai deputaților, chiar la toți le răspund. Discutăm și găsim puncte comune. Nici până azi nu s-a întâmplat. Bun. Băncile v-a dat de înțeles, haideți să mai așteptăm. Ați încercat să obțineți împrumut de stat, pentru că eu înțeleg că după ce dumneavoastră ați plecat și a rămas un director interimar, s-a găsit o soluție de la APP să se ofere un ajutor, un împrumut, nu știu ce formă de cum s-a formulat această sumă de bani și nici nu știu despre ce sumă este vorba, pentru a ajuta Calea Ferată să plătească măcar parțial datoriile la salarii. Nu au fost atunci așa discuții. N-ați propus? Da, n-ați cerut? Eu nici nu știam că sunt așa posibilități, pentru că eu nu am acces la datele de o întreprindere de stat și să mă credeți că împrumuturi de la o întreprindere către altă întreprindere sunt destul de neobișnuite dacă nu este vorba de o tranzacție operațională. De exemplu, dacă o întreprindere livrează la altă întreprindere, pot fi termeni comerciale, astfel că se face achitarea. Dar să știți ce întreprindere a oferit acest... Eu am auzit pe surse, dar nu sunt sigur că anume așa este. Și ce nu ați cred auzit? Ca noi să putem verifica informația. O să verificăm, adică spunem că nu este sigur. Nu cred că e corect. Eu cred că e mult mai simplu ca să vă adresați direct la Calea Ferată sau la APP ca să dezvăluie treaba asta, pentru că e o chestie de câteva zile ca să dea un răspuns oficial și nu cred că e bine. Am înțeles. Domnul Tofilat, deci eu înțeleg corect dumneavoastră. Ați plecat pentru că ați înțeles că asta de fapt se vrea de la dumneavoastră, să vă dați demisia sau să plecați? Eu nu sigur că asta s-a vrut. Eu am făcut ceea ce trebuia să fac, da? Deci eu mi-am manifestat destul de explicit îngrijorările vis-a-vis de situația în întreprindere, da? Era absolut clar că trebuie ca administratorul CFMI cu ministrul responsabil de politici în ramură și probabil cu ministrul responsabil de alocare de resurse în țară, fie ministrul finanțelor, fie premierul, să aibă o discuție foarte, foarte, explicite despre care sunt problemele și cum noi le rezolvăm. La gustul meu, dacă se formula ceva de tipul că guvernul își asumă obligațiunea de a finanța infrastructura feroviară, întreținerea infrastructurii cu circa, nu știu, eu zic de exemplu, 200 de milioane începând cu anul 2026, plus fac asta, asta și asta, Calea Ferată urmează cu mesajul ăsta să discute cu băncile, se ia un credit, se acopere deficiențele curente, se mai găsesc anumite modalități de completare a fondului de rumentă, a mijloacelor circulante și se avansează înainte, pentru că eu vreau să spun foarte clar. Sectorul feroviar va fi într-o situație de suspans încă 10-15 ani înainte, să nu ne facem iluzii. Este o situație foarte grea și abordarea dogmatică care persistă la mai mulți conducători în stat este absolut contraindicată. Dogmatică, adică ia că facem reformă. Ceea ce se numește acum reformă, eu la fel am spus că este o inepție și codul feroviar aprobat este
un document bun, în afară de modul de implementare care e extrem de contraindicat situația actuală și pe un ritm extrem de rapid. Ce este cel mai, vi se pare cel mai periculos în acest document? Deci acolo sunt două lucruri. Separarea chirurgicală a întreprinderii Calea Ferată în trei subdiviziuni, trei subdiviziuni, persoane juridice independente, infrastructură, transport marfă și transport călători, și să faci asta într-un an de zile, după mine asta este o inepție absolutamente crasă, totalmente incompatibil cu tot ce înseamnă politici sectoriale și tot ce înseamnă management. Prin coincidență, exact așa s-a făcut în România, poate că de asta se crede că o să ajute, însă dacă noi să privim evoluțiile în sectorul feroviar din România, în primul rând, îs departe de a fi numit un succes incontestabil, deși ultimul timp se simte. Între doilea rând, s-a făcut atunci când era o piață destul de bună în România feroviară. Între treilea rând, a fost finanțat și continuă să fie finanțat foarte generos de resursele bugetare și de fonduri europene. Ceea ce la noi nu există încă. Da, scopul care credeți că este? Că am să fac și eu un pic trimiterile la zvonuri, da? Când s-a vorbit despre acest concept de segmentare în trei părți tot ce înseamnă serviciu Calea Ferată, la pachet au venit cu zvonurile că se vor face cesiuni, se vor face privatizări, se va face nu știu ce, deci ce este smântâna? Va fi luat de către privat și va ajunge în buzunarele cuiva? Statului va rămâne partea cea mai complicată de făcut din asta. Eu nu tare cred în asta. În ce context? Deci, eu afirm că este o inepție, o atare reformă cu cunoștință de cauză nu doar ca administrator CFM, dar ca economist, diplomat și ca posesor a diplomei de master în administrare publică de o școală numărul 1 din Statele Unite, nu din Harvard. Da? Și care am primit-o cu distincție pentru în grupul distins de cei mai buni studenți internaționali. Deci, atunci când vii cu un program de politici, trebuie să înțelegi foarte bine obiectivele programului. Trebuie să înțelegi de ce noi vrem să îi separăm. Și noi înțelegem de ce vrem să separăm. Ia că întrebați-o pe domnul ministru sau pe domnul premier, ia că întrebați-o de ce vrei să separi. Pentru că concepția de reformă a sectorului feroviar au scris-o experții finanțați de BIRD cu participarea, cu implicarea mea foarte mare în anii 2016-17, când eram secretar de stat. Când eu am dat întrebare către expertul din Germania, un expert extrem de redutabil, fost vicepreședinte la Deutsche Bahn International și fost conducător de mai multe administrații feroviare din diferite părți ale lumii. Herr Klaus, Ce ne face să credem că având o întreprindere mare cu probleme, separând-o în trei bucăți, vom avea probleme mai puține? Care răspunsul lui a fost, Herr Oleg, nimic nu-ți va rezolva problemele din despărțire, pentru că despărțirea este un instrument, însă este doar unul din ingredientele reformei, pentru că, de fapt, ceea ce trebuie voi să faceți, voi trebuie să introduceți acolo unde este posibil instrumente de piață, ca să apară concurență. Iar acolo unde nu este posibil ca să descurce piața, trebuie să introduceți instrumente de susținere bugetară. Respectiv, logica reformei este că trebuie să asiguri o maximă atractivitate a sectorului ca să vină piața și acele momente unde nu o să descurce piața, și ales două cele mai importante, întreținerea infrastructurii și cursurile de călători, trebuie să aibă o susținere de la buget. Și trebuie să începeți cu susținerea de la buget, iar atractivitatea de piață nu e neapărat să o faci prin separare instituțională, dar tu mărești accesul. De ce facem asta? Care că întrebați pe ministru. Dar dumneavoastră, aveți o explicație? De ce să insistă pe asta? Eu n-am. Okay. Eu am pus multe ori întrebarea. O să mă întrebăm am auzit, adică nu vreau să spun ce răspunsuri am auzit, pentru că nu e corect ca conținutul discuțiilor de lucru să-l scot în public. Efectiv, după mine, majoritatea
instrumentelor comerciale de mărire a atractivității, noi am făcut-o. Deci am făcut-o cât am fost la calea ferată. Deci efectiv noi am simplificat la maxim accesul la activitatea de expediții. Dacă vrei să devii client al calea ferată, să devii expeditor, tu asta poți să o faci în câteva zile. În câteva zile absolut orice om din stradă poate... Dar până ați venit dumneavoastră în companie... Era o problemă serioasă cu expediția? Era un monopol sau nu? Iarăși e vorba de zvonuri și de materiale anchetelor parlamentare. Când... Și penale, înțeleg. N-am văzut penale. Uh-huh. Eu nu știu, poate ele și există, dar eu nu le-am văzut. Și, dar ținând cont că asta e vorba de anii, nu știu, 2010-2020. 18? Da, 18, 19, 20, cam cum. Chiar dacă, deci e vorba de activități până în anul 2020 și eu n-am văzut anchete și probabil că ele nu. Dumneavoastră când ați venit, erau multe companii de expediție? Da, erau vreo 30 și acum tot cam așa. Poate erau ceva mai puține, vreo 20. Dar nu numai asta era chestiunea. Ancheta parlamentară spune că activitățile de expediție erau... Se percepeau niște taxe. Erau canalizate ofertele pe anumite grupuri. Adică dacă vrei să transporti cereale, te adresezi la expeditorul cu tare. Dacă vrei să transporti combustibilul, expeditorul cu tare. Eu asta zic de exemplu. Am văzut doar raportul de anchetă parlamentară pe care poate să-l vadă fiecare. Deci ce s-a întâmplat după ce am venit? Să devii expeditor e absolut simplu, niciun expeditor nu are niciun fel de preferință. Mai sunt, cineva ar spune, dar de ce trebuiesc acești expeditori care sunt niște căpușe și așa mai departe, de ce calea ferată nu lucrează la direct? Răspunsul meu a fost constant, noi avem o practică a pieții. Dacă noi vom... Spune, gata, practica de ieri nu lucrează, înseamnă că noi trebuie să venim cu un sistem mai performant. Asta înseamnă că la calea ferată tu trebuie să ai un departament de vânzări foarte, foarte profesionist, care n-ai de unde să-l iei, primul. Doi, rolul expeditorilor este în a aranja transporturile mai complexe, de exemplu, internaționale, unde expeditorul... coagulează mai multe administrații feroviare, plus transport intermodal și așa mai departe, plus urmărește procedurile vamale, adică expeditorul și are rolul său, în engleză e freight forwarder. Și, ca să fim sinceri, activitatea de expediție internațională e la fel de serioasă ca și transportul feroviar. Da, iată, oferind această posibilitate unor companii externe, da, de a fi expeditori, a pierdut, pierde de fapt venituri considerabile calea ferată a Moldovei? Nu, pentru că am vrut să spun. Deci, când vine un client care spune, un client mare, pentru că la calea ferată clienți mici nu prea există. Transportul feroviar e practicat de întreprinderile mari. Asta e vorba de mii de tone. Dacă cumva vine un client mare și spune, domn director, vreau să lucrăm la direct. Răspunsul meu o să fie cu drag. Pe site-ul nostru sunt 30 de case de expediții, vă alegeți oricare din ele. Dacă niciuna nu vă place, puteți deveni singur expeditorul dumneavoastră în 2 zile. Asta o să vă coste 1 milion de lei, pe care deodată puteți să-l folosiți ca achitare pentru servicii de transport. Dar dacă nu-l aveți, putem să începem cu 500, ca sumă, 500 de mii ca sumă minimă. Dacă nu aveți nici 500 de mii de lei, probabil că expediția feroviară nu e chiar vocația dumneavoastră. Da. Spune că asta sunt câteva vagoane până la Giurgiulești. Așa e specificul. Deci cu expediția, noi accesul la servicii l-am simplificat la maxim, fără de preferință. A doilea moment... Vagoanele sau și materialul rulant. Sau era deja făcut? Dumneavoastră când ați venit, erau aceste companii targetate, da? Despre care ne-a spus și ancheta parlamentară, despre care a vorbit și un raport al SIS, pe care dumneavoastră bănesc că l-ați văzut și care spunea că pe timpul lui Iurie Topal s-a instituit un monopol, erau câteva companii apropiate fie lui Plahotniuc, fie lui Topal, fie nu știu cui încă, da. Dumneavoastră asta ați simțit pe interior? Nu. Nu pentru că nu mai exista sau nu pentru că nici n-a fost? Eu nu, pentru că nu l-am simțit. Eu nu știu, a existat sau n-a existat.
Dacă m-ar pune să spun, să dau obligatoriu un răspuns, cred că mai degrabă da decât nu, dar nu am niciun fel de probă. Și pentru că să fie proba asta, trebuie să vină comanditare de servicii de transport și să spună, ia că eu am vrut să transport, dar nimeni a spus, te duci la expeditorul și ala și să-i plătești cu 2 sau 3 dolari pe tonă mai mult. Niciunul din transportatori, nu din transport, din clienți, da. N-a spus asta. Da. Asta e treaba procuraturii să vină și să ocupe. Mai rău eu am să spun. Expeditorii despre care era scris în raportul SIS și ancheta parlamentară, de fapt e una și aceeași, pentru că ancheta parlamentară... Da, ea folosit strâns, informațiile. Ea da. A folosit, eu strâns toate rapoartele de peste tăt, le-a pus claipste, grămadă, au zis, ia cașe, niște fără de lege se întâmplă la calea ferată, faceți și ghine, faceți să nu fie nică rău și pe asta treaba noastră terminată. Despre fără de lege, după o scurtă pauză de publicitate și cum s-au rezolvat fără de legile sau nu s-au rezolvat. A revenit în studio, vă amintesc, invitatul din această seară la emisiune este domnul Ectu Filat, fost director la Calea Ferată din Republica Moldova. În prima parte a emisiunii am discutat în mare parte despre motivele plecării dumneavoastră și ce se întâmplă, care este cam starea de spirit în cadrul întreprinderii. Și ne-am oprit înainte de pauză că tocmai a început în discuțiile astea cele mai hard, da, cele mai grele despre corupție, fără de legi, ilegalități care s-au comis, care așa ne-a spus nouă comisia de anchetă, care așa a spus ASIS în 2021 într-un raport care l-ați văzut și dumneavoastră bănuiesc, cel puțin când ați venit în funcție, raportul era. L-ați văzut, v-ați pus mâinile în cap, nu? Nu. Nu l-ați pus. Eu mi-am pus, pentru că acolo era vorba, se spunea despre prejudicii prin tot felul de scheme de circa 1,5 miliarde de lei. Bun. Asta e... Deci eu nu obosesc să repet. De trecut se ocupă procurorul, de prezent se ocupă directorul general, de viitor se ocupă ministrul. Eu, ca director general, mă ocupam de prezent. Da, și înțeleg. De acolo, eu știam linii mari din rapoarte. Adică dar dumneavoastră aveți documentele pe care le puteați da organelor de drept să facă anchete, că ei nu aveau documentele astea. Sau, teoretic, n-ar fi trebuit, nu ai cum să le vezi dacă nu ți le dă cineva. Foarte simplu. Deoarece era... Deci, dacă este raportul Comisiei Parlamentare, eu sper că ei s-au axat pe anumite documente, da? Da. Pentru că raportul SIS care este, SIS-ul probabil că avea și documente sau scris așa din auzite. Nu știu, dumneavoastră. Atunci Telegram nu era. Eu nu știu. Eu am opinia mea personală despre SIS și alte organe care... Care ce? Care după mine activitatea acestor organe este absolut irelevantă vis-a-vis de resursele care le investim și vis-a-vis de costurile pentru societate. Deci, după mine, ele trebuie pur și simplu dizolvate. Și dacă noi nu să avem aceste organe, o să ne fie mai bine? Da, sau cum? Eu sunt sigur. Pe cum? Să vă imaginați, dacă noi nu o să existe polițiști, nu o să se mai întâmple... Eu n-am spus de poliție. Nu, bun. Eu vorbesc procurori. De acest setup de luptă cu corupția. Da? SIS-ul, Procuratura Anticorupție, CNA-ul, după mine, activitatea acestor organe aduce mult mai multă nocivitate, mult mai multe pagube decât folos. Dacă îmi spuneți vreun caz notoriu, când acei care fură au făcut pușcării bona fide, nu pe dosare făcute cu ața albă ca la unii exponenți politici, cu mare drag, dar aceste instituții nu livrează. Eu, ca autor de rapoarte de anchete parlamentare pe privatizarea la Air Moldova, pe concesiunea gărilor, cum ne-am văzut și am indicat clar în raport, pas cu pas, unde au avut loc incoerențele și incompatibilitățile cu cadrul normativ, eu până azi n-am văzut nimic și nu că n-am văzut nimic efect. Eu nici n-am fost invitat măcar să le povestesc, să le discos la acești deștepți din procuratură și din CNA.
Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat? Vreau să discutăm un pic despre experiența dumneavoastră cu organele de drept și cu SISM, care pe timpul dumneavoastră avea delegat o persoană în interiorul instituției dumneavoastră, în cadrul, întreprinderii Calea Ferată a Moldovei, avea o funcție importantă de vicedirector, persoana delegată. Cum a fost colaborarea? Ați reușit să scoateți scheme, ați reușit să porniți, nu dumneavoastră, să oferiți informații pentru a fi pornite dosare, ca să... Deci noi vorbim despre un prejudiciu enorm, 1 miliard și ceva timp de vreo 10 ani de zile, care a fost adus la Calea Ferată. Deci dumneavoastră ați ajuns cu această gaură mare pentru că cineva a furat constant de acolo în cantități foarte mari. Cum a fost această colaborare? Bun. Eu aș spune că stați un moment. Că acel prejudiciu de 1 miliard și jumătate asta e ceva tare evaluat. Eu n-am văzut documente pe tema asta și eu mă tem că nimeni n-a văzut. Cum obișnuiește SIS-ul să spună, din surse operative, ceea ce în traducere pentru muritorii de rând înseamnă dintr-un subte din unul din patru degete de la o mână sau cinci de la alta, pentru că asta înseamnă din surse operative. Păi dacă sursa operativă și... e într-o funcție importantă, întreprindere pe interior, oricare zvon, de regulă, când citești asta, oricare zvon e precedat de această sintagmă, din surse operative. Da? Bun, ei nu fac anchete penale, ei într-adevăr lucrează pe surse. Ingenierii nu fac nimic, da? La gustul meu. Eu pot spune așa, e că când am venit din prima zi, domnul Iesaulenca, pe atunci șef la SIS, ne-a spus, domn director, ia că este un băiat tare bun, vă rog să-l promovăm, să-l susținem, el știe ce are de făcut, are mult de lucru, cum are drag, foc. Ia că până azi... Băiat de la SIS. Da. Și pe care l-ați pus în ce funcție? Vicedirector, da. Eu nu cred că e normal să discutăm despre persoane sau despre, despre poziții de funcții. Și funcții. Pe mine mă interesează performanța instituțională. Și care a fost performanța acestei persoane? Eu am adresat o scrisoare către instituție cu toate nemulțumirile mele vis-a-vis de activități și inactivități. Eu nu vreau să mă opresc pe detalii, că nu cred că e corect să le scoatem în public. Însă eu am spus așa în scrisoarea mea. Dragi prieteni, dragi colegi, persoanele, aveți voi așa o practică, că persoanele care le detașați, nu știu, deși ele lucrează mai mult pentru SIS decât pentru întreprinderea la care sunt detașate, și eu nu exclud că eu nu știu, nu, este o activitate prodigioasă care eu nu o cunosc. Dar eu nu vreau, da? Un conflict de interese, că și SIS-ul și dumneavoastră, și întreprinderea trebuie să aibă același interes, să curățe de ilegalități. Exact. Nu? Și pentru orice eventualitate, poate că persoanele delegate au desfășurat o activitate foarte fructuoasă, dar de care nu mi-a fost raportat, care eu nu o cunosc și poate că acolo sunt 10 dosare iaca gata de... Trimis în judecată, da? Eu nu știu, și poate omul într-adevăr lucrează foarte serios, dar nu-mi poate relata nimic pe această temă, pentru că sunt anumite restricții procedurale, secrete și așa mai departe. În linii mari, eu sunt absolut sigur că în afară de colectare de zvonuri și formulare de rapoarte absolut prostiești trimise spre conducerea țării, nu s-a ocupat. Și eu chiar aș ruga dacă cumva putem să vedem rapoartele trimise de SIS spre conducerea țării, despre Calea Ferată, ca să vedem ce inepții au scris pe parcursul atâți ani cât am fost eu director. Pentru că eu chiar pot pune pariu pe o ladă de cel mai bun coniac din Moldova, că în afară de inepții acolo n-a fost nimic. De ce? Persoana nu era bine pregătită? Nu, pentru că organizația SIS este așa. După mine, al de SIS în afară... Ce treabă are SIS-ul cu asta? Ea avea un om. Ea trebuia să transmită mai departe ce îi pregătește, ce oferă omul de pe interior. Ce oferea omul de pe interior? Nu, că asta întrebați-o pe directorul de la SIS sau pe șeful lui, da? Pentru că eu l-am întrebat în scrisoare. Ei, domnii, dacă el a făcut ceva bun, spuneți-mi, da? Și spuneți-i că eu am anumite așteptări, pentru că eu nu știu cum ce și-i spun. Eu nu înțeleg. Ce v-a răspuns? Mi-a răspuns că faptele nu s-au adeverit. Punct. Dar ce fapte? Nu știu. Răspunsul a fost în câteva rânduri. Păi, am examinat, stimate domnul, am examinat, faptele nu s-au adeverit, semnătură, data. Și omul cel mai este de la SIS și acum vicedirector? Nu știu, nu am... Nu, la Calea Ferată mai este persoana ce e delegată de... Nu.
Nu. Totuși a fost retrasă? Eu atunci am spus că nu mă interesează modul de delegare, dar eu nu cred că merită atâta... Deci ce merită să discutăm este despre faptul că și eu și alți jurnaliști de investigație am făcut multe anchete despre cum s-a furat din Calea Ferată. E un mod special despre achiziție, am scris, la prețuri exagerate, prin companii căpușă, prin companii apropiate unor foști miniștri, apropiate unor angajați din cadrul întreprinderii Calea Ferată, apropiate lui Plahotniuc. Despre asta vorbește de fapt și acela raport al SIS și Comisia Parlamentară vorbește despre aceste lucruri. Acum, eu n-am prea avut încredere în nimeni din directorii de la Calea Ferată care au fost. Ei toți au fost super închiși și n-au vrut să comunice cu noi. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați reușit să verificați aceste lucruri și să descoperiți prin probe mai concrete ceva din tot ceea ce s-a scris și s-a vorbit anterior. Pe achiziții noi am expediat materiale despre dosarele care le-am considerat suspecte de achiziții, pentru că pe multe poziții ceea ce achitam noi în 21, 22, 23 era mai ieftin decât prețurile care le achita Calea Ferată în anii 17, 18 și precedent. Adică achizițiile noi făcute. Da, da. Da, deci cu toată inflația și războiul și tot asta, multe lucruri noi le cumpăram mai ieftin. Dar de la cine cumpăra anterior Calea Ferată? De fapt, furnizorii sunt cam... Adică, la acești oameni? Logistica aprovizionării feroviare nu s-a schimbat. Deci noi avem producătorii sau mari furnizori de materiale pentru transportul feroviar, fie asta piese de schimb sau fie materiale pentru liniile feroviare. De regulă, asta sunt companii mari din Ucraina sau din Rusia sau din Belarus. Acum Rusia, Belarus nu sunt evident în peisaj, respectiv este numai Ucraina. Și o multitudine de intermediari între acești mari actori și utilizatorii de piese de rezervă, de materiale. De ce nu are Calea Ferată relații directe cu acești mari jucători? Pentru că, de regulă, jucătorii mari au condiții foarte simple. Ai făcut plata în avans, ai venit la depozitul nostru, nu știu, Crivoi Rog, Harkov sau unde o fi, ți-ai luat marfa și sănătate. Calea Ferată este întreprindere de stat și toate achizițiile le face prin licitații. Iar condițiile la licitație de regulă sunt că plata se achită după livrare. Respectiv, trebuie să faci livrarea 30 de zile. Și dumneavoastră de la cine cumpărați? Cumpărați tot de la cei de la care se cumpăra și anterior? În principiu, logica merge așa. Deci este furnizorul mare din Ucraina. Și originea materialelor e aceeași, de la același furnizor. Da, normal, regulă, că nu poate să mă construiască o altă întreprindere. Anunță o licitație, cum spune, că avem nevoie de următoarele materiale, achităm în 30 de zile după livrare și suntem obligați să publicăm asta pe portalurile de licitație electronice și noi și facem și suntem obligați să selectăm ofertantul celui mai mic preț. În linii mari, da? Pentru că dacă e vorba de achiziție de materiale, funcția ofertantului e foarte simplu. El trebuie să ducă la producătorul cel Am mare. Am înțeles. Și de la cine cumpărați? Sunt alte companii de la care uneori cumpărați? Uneori se întâmplă chiar de la acești protagoniști a rapoartelor SIS. Aceiași, da? Da. Îi dau cel mai bun preț. Adică acum mult mai ieftin decât mai înainte. Deci înainte același produs, da? El vindeau mult mai scump și acum mult mai ieftin. I-ați întrebat vreodată de ce fac asta? De cum se explică asta? Eu n-am discutat cu nimeni din ei. Eu știu că discuțiile operative erau la nivel de direcție serviciu de aprovizionare. Dar asta sunt discuții absolut operative. Asta nu e vorba de o discuție în cadrul licitației. Pentru că licitația când este, n-ai dreptul, nu este etic. Însă, noi putem admite că o întreprindere, dacă îi solicită să aducă anumite favoruri pentru anumite persoane, atunci ei le vor include în preț.
Iar dacă nu solicită aceste favoruri, poate să dea și un preț mai mic și o marjă mai mică. Dar să încerce ei să vă propună un deal. Iată, au încercat să iasă la contact cu dumneavoastră să vă propună. Nu cred că... Nu mi-au propus nimic. Niciodată, de în cât timp ați fost acolo, nu vi s-a sugerat. Eu nu știu în ce mod ar însemna sugerare, dar n-am avut așa ceva. Presupun nu de aceea că n-ar fi gata să ofere, dar e destul de clar că, de regulă, birourile sunt ascultate, funcționarii sunt urmăriți, directorii toți sunt urmăriți. De cei care urmăresc. Și dumneavoastră erați filat? Nu, eu eram și sunt tot filat, dar nu exclud, dar cam am certitudinea că eram urmărit destul de intens și n-am nicio problemă cu asta. Stați, ce înseamnă nu am nicio problemă? Deci, măsurile astea se întreprind, există reguli foarte stricte în care poți fi interceptat, poți fi ascultat, pot fi urmărit fizic, da? Deci asta este o măsură operativă care se face într-un dosar. Da. Asta ați fost urmărit penal? Din câte știu, nu. Dar atunci ce vă face să credeți că ați fost... Din câte știu, sunt procese penale, nu, în care se fac măsuri speciale de investigație și poți să nu ai calitate în acel proces, dar să fii partea măsurilor de investigație. Deci din asta credeți sau totuși aveți mai multe indicii că asta s-a întâmplat? Eu, vis-a-vis de mine, nu am indicii, doar am văzut că anumite scurgeri prin rețelele de socializare conțin niște informații despre mai personale de ale mele. Ceea ce îmi ridică anumite semne de întrebare, dar în general eu am o reputație. Da? Cu ce m-am ocupat începând cu 2010 sau 2011 încoace, poți vedea chiar și din rețelele sociale. Și eu nu cred că o să găsească vreun scandal etic sau de integritate legat de numele meu, deci nu, probabil de asta n-a încercat nimeni să abordeze la direct, dar nici n-a fost cazul. Pentru toate licitațiile noi le facem deschis. Înțeleg, dar șeful este, nu ne apropiem de el, da. Că el, am văzut că profilul lui, l-am analizat, este incoruptibil. Adjuncții, mai jos... Cum zicea un expert care dintr-o misiune de asistență tehnică, de noi nu pun mâna în foc pentru nimeni, dar există reguli după care se lucrează. Da? Deci, achizițiile mai mari de 400.000 de lei, practic orice achiziție relevantă, trece prin grupul de achiziții și trece prin portal electronic de achiziții. Respectiv, ofertantul care se consideră nedreptățit, oricare ofertant potențial, primul, el poate da cea mai avantajoasă ofertă, primul. Doi, dacă se consideră nedreptățit, el poate contesta condițiile concursului, adică spune, băi domnii, dar în caietul vostru de sarcini e scris o prostie, a doua, a treia, de regulă business-ul serios e destul de combativ în aceste situații și să zic așa, eu sunt foarte receptiv și rămân foarte receptiv la toate întrebările practice legate de modul în care noi gestionăm, adică dacă cumva cineva din potențialii furnizori observă o problemă în căietul de sarcini, niște cerințe exagerate, cum ar și să ai 10 restaurante, 10 aeroporturi de 3 milioane de călători și mai mult, foarte liniștit putea pe mine să mă suni, foarte liniștit putea să adreseze la grupul de lucru, clarificările pe portalurile electronice se fac în scris. Deci SSZ nu ați primit că există niște anumite nereguli? Noi am avut mai mult de 100 de dosare de procese de achiziții, da. Numai anul trecut. Pe toate sunt anumite clarificări. Nu, mă refer la lucruri mai grave, da? La grave n-am avut așa ceva. Și încă un moment.
Și același ofertant, dacă se simte lezat de modul în care au fost evaluate ofertele, el poate contesta la NSC. Da. Așa că, în principiu, să crească o persoană singură din calea ferată, a să reușească, să măsluiască un caiet de sarcini, să pună pe test din grupul de achiziții să-i facă într-o haită, să treacă NSC-ul și să n-audă nici directorul general și nici nimeni din colegii ceilalți, nu-i spună, domn director, nu, ni se pare că ia că aici tare nu arată bine. Uitați-vă, matematic, domnule Tofilat, ce nu înțeleg eu. Eu am să fac trimitere la cifrele care le-au făcut, mă rog, cifrele din anchete, da? De care o fi ele, operative, da, neoperative. Cifrele din acel raport al SIS, cifrele din Comisia Parlamentară de Anchetă, cifrele prezentate de Curtea de Conturi în diferite perioade în care am făcut control la calea ferată. Așa, deci noi vorbim despre prejudicii de miliarde, da? De peste un miliard în 10 ani de zile. Comisia a încercat să sistematizeze pe domenii. A zis așa, că în principiu s-a furat sau prejudiciu s-a creat din 4 tipuri de ilegalități. Prima, administrare defectuoasă, 168 de milioane. A doua, contracte dubioase, 218 milioane. Achiziții îndoielnice, 330 de milioane. Și scheme ilicite, asta era cea mai mare parte, de 900 de milioane de lei. Acum, asta până în 2020. Dumneavoastră ați venit în 2021. Da. Dumneavoastră nu admiteți că un om din pe interiorul companiei putea să organizeze astfel de lucruri, pentru că n-ați fi putut să nu aflați. Oricum ar fi fost semnalat. Dacă presupunem că schemele și toate ilegalitățile s-au oprit, asta nu trebuia să însemne automat mai mulți bani în buget? Deci dacă nu se fură, înseamnă că mai mult rămâne în companie și se îmbunătățește situația. Situația și s-a îmbunătățit, e absolut sensibil. Hai să zicem așa, veniturile din transport marfă în 2022 au fost record, în 2023 a fost mai slăbuți, dar mult mai mult decât, de exemplu, nu zic de 21, zic de 20, de 19, de 2019, anul anti-COVID, adică care erau, se poate spus, un an normal. Deci veniturile din transport care le-am realizat în anul trecut au fost mult mai mari decât ceea ce era normal, chiar dacă noi practic nu am mărit tarifele. Cererea a crescut, chiar dacă s-a spus că în tone transportate cam același lucru, în tone kilometri au fost mai mulți. Dar, spun, ceea ce se vehiculează în raportul Comisiei de Anchetă este în favoritismul față de anumite firme de expediție. Deci firma de expediție este intermediarul între clientul acel care comandă servicii de transport feroviar și transportatorii feroviari. Pentru că dacă, de exemplu, cineva transportă o marfă din Ucraina spre România, atunci firma de expediție încasează pentru întregul segment și achită administrația feroviară din Ucraina, din Moldova și din România. Asta e rolul sau funcționalul firmei de expediție. Și se spune prin raport că anumite firme de expediție erau favorizate și clienții erau îndreptați neapărat spre ele, iar aceste firme prestau niște servicii la nivel mai scump decât piața. Da, și respectiv banii ăștia se canalizau pe conturi de offshore. Așa scrie la SIS. Exact. Eu nu pot vedea asta din calea ferată, pentru că calea ferată are același tarif pentru toți expeditorii. Și eu nu știu dacă a fost favorizat sau nu, pentru că asta... Dar cele companii despre care era vorba, ele continuă să fie expeditori? Da. Ele continuă pentru că nu au fost... Hai să spunem așa, ele au contract de expediție care este valabil. Cu de la sine putere, dacă fac justiție în calitatea mea de administrator, fac justiție aleatorie, pentru că expeditorul își execută toate obligațiunile. El achită la timp, el păstrează un depozit destul de mare la calea ferată. Nu a venit de nicăieri un act care să arate că este o ilegalitate și că trebuie sistat contractul. Da, dar eu aș spune mai departe, asista contractul cu un expeditor, asta e un lucru inutil. Pentru că cazul ăsta,
Acei care stau în spatele expeditorului creează imediat un alt expeditor și trec tranzacțiile pe el. Nu cred că asta e problema. Și nu cred că e problema în genere în persoana juridică a expeditorului. Pentru că dacă nu există favoritism, dacă piața e deschisă, dacă clientul de servicii feroviare nu este direcționat, ia că du-te și dă mită la expeditorul ăla, da, atunci nu-i mare problemă să leși expeditorii care sunt. S-a lămurit instanța de... S-a lămurit ancheta și judecata și o să puncteze că cu tare persoane fizice și cu tare persoană juridică a fost implicată în acțiuni ilicite și a adus prejudiciu, atunci las fi sancționați cu detenție, cu confiscare, cu interdicția activităților, dar atâta timp cât asta nu este, eu nu am dreptul să o fac ca director. Înțeleg, da. Pentru că altfel eu am să revin la întrebare legată de să presupunem că în perioada dumneavoastră, deși dumneavoastră a spus că nu băgați mâna în foc, în perioada dumneavoastră nu s-au mai întâmplat scheme. Pe expediție, nu, sigur nu. În general, că schemele puteau fi pe diferite alte lucruri. Deci eu am spus-o asta la nivel matematic, dar sunt sigur la 99% că nu s-a întâmplat. Da? Și vreau să văd cum e altfel. Și, cum am spus, prima e procesul, a doilea este capacitatea mea de a discuta cu lumea. Și dacă cumva cineva din furnizori se simte lezat, atunci el foarte ușor poate ieși la mine, foarte ușor putea ieși la ministru, la un organ sau la altul, la un deputat. Eu sunt foarte sociabil pe tema asta. Am înțeles, dar dumneavoastră îți dați seama că acolo unde e vorba de sume atât de mari, noi vorbim de sute de milioane, da? Eu nu știu cât în an înseamnă aceste sute de milioane în timp de 10 ani de zile, cât s-au adunat. Dar e vorba totuși de sume foarte mari. Atunci când oprești astfel de scheme, asta doare. Deci, și atunci se încearcă sistemul să se opună celui care încearcă să facă regulă. Dumneavoastră ați simțit asta? O presiune din partea celor care erau implicați în aceste scheme? Nu, dar e ușor de explicat de ce. Eu am venit în 21 după o perioadă absolut macabră pentru întreprindere, pentru că COVID-ul și seceta au dus activitatea aproape de zero. Da? Nu uitați, când am venit, nu s-au achitat salarii de 6 luni. Da. Achiziții se făceau foarte puține. Deci pe achiziții nu erau probleme. Pe favoritismul pentru expediții, păi nu era transport care s-au favorizat și din câte eu știu, de favoritism s-a spus prin anii mai de glorie, 18, 19, până la asta. Iarăși eu nu știu, a fost așa sau n-a fost așa, pentru că asta e ca întrebați-o pe domnul de la SIS care a scris chestia asta, întrebați-i pe procurori care au avut acces la materiale, pentru că ei spun că au fost transferuri spre offshore, au fost aceea, au fost aceea. Asta nu e în contabilitate la calea ferată, da? Asta e ceea ce este după. Calea ferată are contract cu expeditorul, că marfa asta o transportăm din stația asta până încolo, costă $5 pe tonă și s-a terminat și asta și-a fost achitat. Faptul că expeditorul a refacturat asta cu $7 spre tonă pe clientul, noi nu o vedem. Ceea ce am făcut noi ca să nu se mai întâmple, asta este un dialog direct cu clienții. Și cu toți clienții mari, cu absolut toți clienții, mă cunoșteam personal și discutam foarte des. Adică chiar să fi fost cineva din calea ferată care ar spune, domnul, nu mergeți cu așa, hai mergeți pe aici. Eu avea să aflu asta, nu poate fi așa. În afară de asta, niciodată n-am avut nicio sesizare de la organe. Pentru că dacă eu scris asta, voi aveți posibilitatea să interceptați. În mod normal, dacă ei știu că s-au întâmplat niște egalități, era logic să vă sesizeze ca cel puțin să-i dați afară pe cei care au fost implicați. Da, v-am promovat omul vostru, ia că e cei mai înaltă funcție. Apropo, totul în grupul de achiziții, ca să fie așa mai sănătos, era și omul delegat de SIS, da, nu pentru grupul de achiziții, dar pentru lucru în calea ferată, da? Stați în grupul de achiziții ca să vedeți, scurmați din rădăcină orice probleme și mai aveam și un adjunct desemnat
s-ar putea de presupus pe criterii politice încă din precedenta conducere, ea că l-am lăsat că să fie în grupul de achiziții, că să pot spune că în grupul de achiziții noi avem un reprezentant a opoziției parlamentare care vede, care are acces la toate documentele și chiar e președinte adjunct era a grupului respectiv, ca să fraudez o achiziție, trebuie să înțelegi cu tăța aici. Am înțeles, da? Noi suntem pe final de emisiune, îmi pare rău că n-am reușit să discutăm mai multe lucruri. Vreau doar, dacă e posibil, în două propoziții, să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți viitorul la Calea Ferată. Eu sunt absolut sigur că fără Calea Ferată e foarte, foarte dificil. Eu sunt absolut sigur că planul de dezvoltare a sectorului care este acum în legislație, păgubos și prostesc, mă iertați, vă rog, de expresie. Asta mi-a permit cu aroganță că gata, am ieșit din sectorul corporativ, nu mai sunt factor, nu am nici intenții de a fi factor politic și a fi ca o sută de dolari care le plac la toți. Nu am nicio intenție și nici în funcții corporative sau de conducere în stat n-am mare plăcere. Probabil cu următorii 2 ani am să fiu mai spre privat și mai spre consultant. După mine trebuie de ajustat planul de reformă la exigențele reale a sectorului, în primul rând prin atragerea alocărilor bugetare. Deci statul trebuie să susțină infrastructura feroviară și transportul de călători, dar nu la nivel de 20 de milioane de lei pe an, cum s-a anunțat de către autorități, dar la nivel de vreo 100 de milioane ce obțin transportul de călători și vreo 400 de milioane transportul, întreținerea infrastructurii. Da, astea sunt bani mari. Și încă un lucru important. Ultimul, vă rog. Nu atâta e important ca să dai susținerea asta, cât e foarte important și să o declari. Declarați că din 25 sau din 26 noi vom începe să alocăm 200 de milioane și asta e responsabilitatea noastră și că o să introducem în CBTM și o să punem în discuțiile cu fondul monetar și în tot asta, pentru că altfel sectorul nu are șansă de supraviețuire. Da. Și este foarte important ca toate proiectele investiționale care s-au derulat pe timpul meu și care le-am pornit să fie duse la capăt, pentru că fără de investiții în infrastructură va fi... Da, imposibil. Înțelegem. Mersi foarte mult, domnul Tofilat, pentru participarea la emisiune și discuție. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.